Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi mi-am propus, printr-un experiment simplu, să simulăm rolul lichidului pleural în mișcările respiratorii. Plămânii sunt înveliți de pleură, o membrană formată dintr-o foiță internă, viscerală, pe suprafața plămânului și una externă, parietală, în contact cu peretele cutiei toracice. Pleura solidarizează plămânii de cutia toracică, iar lichidul pleural ce se găsește între cele două foițe înlesnește alunecarea foițelor pleurale, una față de cealaltă, în cursul mișcărilor respiratorii și crește adezivitatea dintre aceste foițe. Astfel, putem afirma că lichidul pleural are un rol esențial în mecanismul ventilației pulmonare. Simularea rolului lichidului pleural în mișcările respiratorii se poate realiza printr-un experiment simplu. Materiale necesare: 2 lame de sticlă, o cutie petri cu apă și o pipetă. Mod de lucru. Se aplică 2-3 picături de apă pe o lamă de sticlă. Se așează peste aceasta o a doua lamă și se execută mișcări de alunecare a lamelor, una peste alta. Apoi se încearcă separarea lamelor prin deslipirea lor. Constatăm că lamele alunecă cu ușurință una peste cealaltă, dar nu pot fi deslipite, datorită forței de adeziune creată de pelicula fină de lichid dintre ele.